Reabilitarea termică a blocurilor din primul contract va consta în lucrări de anvelopare, înlocuirea tâmplăriei, închiderea balcoanelor, izolarea planșeului de la subsol și termoizolarea terasei. Primii beneficiari ai programului european abia așteaptă să se efectueze lucrările pentru că își doresc confort termic în apartamente și facturi mai mici la întreținere. Se va schimba confortul termic din apartament. Eu acum personal consum cam 300 de metri cubi de gaz pe lună, iarna. Sper să-l reduc, pentru că jumătate din căldura asta iese afară, prin pereți. La 60 de metri pătrați, plătind cumva pe termic, nu pe centrale, pe gaze, să zicem o factură de numai căldura 4 milioane, 400 de lei, cred că ar fi pe undeva pe la 250 de lei, deci ar exista, dacă mulțim 6 luni cu 150, undeva un 900 de lei pe an ar fi o reducere substanțială. Atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară, locatarii vor simți acest lucru, adică pe timp de vară o să fie mai răcoare, nu este căldura așa de mare cum este acum, de exemplu, cei de la etajul 4 poate au 31 de grade în apartament. Iar pe timp de iarnă, iarăși la fel, costurile vor fi mai mici la încălzire. Primăria Municipiului Craiova a inclus în proiectul pe fonduri europene pentru creșterea eficienței energetice 93 de blocuri. Craiova, bineînțeles, are cele mai multe, are 12 proiecte care vizează reabilitarea unui număr de 155 de scări de blocuri sau chiar integral blocuri. Suma solicitată este de 11,4 milioane de euro, numai de către Primăria Craiova pentru această categorie de proiecte. Costurile lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor vor fi acoperite 60% din fonduri europene, restul fiind suportat de Primăria Craiova și de proprietarii locuințelor. În funcție de veniturile pe membru de familie, de suprafața locuinței, de lucrările de care beneficiază, pentru fiecare proprietar se va stabili ce sumă va achita eșalonat pentru cofinanțarea lucrărilor.